aveți un patron spiritual regal, pe Ferdinand Întregitorul, primul mareșal al armatei române, cel căruia ați decis să-i împrumutați numele pentru universitatea dumneavoastră. Trecutul pe care numele universității dumneavoastră îl cuprinde este, de fapt, cea mai frumoasă pagină din istoria noastră modernă. Întregitorul țării noastre vă ridică, așadar, nivelul idealurilor dumneavoastră, cel puțin la nivelul la care el și Regina Maria au înțeles să-și facă datoria față de această țară. Dumneavoastră sunteți însă și un simbol al prezentului, pentru că după 154 de ani de când coroana stă alături de armata României, scriind împreună istoria modernă a acestei țări, noi astăzi, în 2021, ne aflăm din nou alături, neîntrerupt, pentru a pune, așa cum se cuvine, la locul lui identitatea noastră și prezentul românesc, care are atât de mult de învățat de la dumneavoastră, prin patriotism, prin disciplină, prin spirit de răspundere și prin forța sacrificiului, dacă este nevoie. Apărarea viitorului este o apărare care e definită de tehnologie. Și dumneavoastră vă pregătiți pentru a face o Românie mai stabilă și mai predictibilă, având în mâinile dumneavoastră ambele instrumente, arta militară și știința. De aceea credem că tabloul pe care majestatea sa, strănecoata regelui Ferdinand, îl înmânează astăzi, este un simbol al viitorului, cel puțin pe cât este un simbol al trecutului. În cei 13 ani de domnie ai regelui Ferdinand I, România s-a înscris sub oblăpirea primei sale Constituții moderne și democratice, adoptată în 1923 și a cunoscut mari progrese pe toate planurile, cultural, politic, economic, un dinamism cu adevărat remarcabil, care a demonstrat în mod creator vocația constructivă și inteligența poporului român, cu care regele Ferdinand s-a identificat și mândrit. Dintr-o țară mică, România a reușit să ajungă un stat important în Europa și unul influent în regiunea central-răsăriteană a continentului. Vă adresăm cu această ocazie invitația de a ne fi alături în ziua de 29 iulie la festivitatea de absolvire a promoției care anul acesta va purta în mod sugestiv numele onorific Regele Mihai I, 100. Thank you.